Accidentul s-a produs la orele dimineții, la doar câțiva metri de intrarea pe pod, pe sensul spre Râmnicu Sărat, lângă o stație de carburanți. Șoferul autoturismului susține că l-a văzut pe biciclist dezechilibrându-se și nu a mai putut evita impactul. Poliția a deschis o anchetă. Din primele date de la fața locului, în timp ce conducea autoturismul dinspre Buzău către Mărăcineni, un șofer din Ilfov a surprins și accidentat un biciclist. Accidentul s-a sordat cu rănirea biciclistului, un bărbat în vârstă de 76 de ani din Buzău. În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Biciclistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. Potrivit reprezentanților unității medicale, bărbatul a suferit multiple traumatisme craniene și abdominale. Pe perioada efectuării cercetărilor, traficul în zonă s-a desfășurat dirijat.